Un accident rutier s-a produs în această dimineață pe raza municipiului Drobeta-Turnu-Severin. O șoferiță s-a ales cu dosar penal din cauză că nu a respectat indicatorul oprire. Accident rutier astăzi în Drobeta-Turnu-Severin. O șoferiță din municipiul Brașov, în timp ce conducea un autoturism pe strada Chiselef la intersecția cu strada Traian, nu a respectat indicatorul oprire și a intrat în coleziune cu o altă mașină condusă de un tânăr de 25 de ani. Acesta provenea din localitatea Hinova. În această dimineață, o femeie de 46 de ani din municipiul Brașov, în timp ce conducea un autoturism pe strada Chiselef la intersecție cu strada Traian, nu a respectat semnificația indicatorului oprire, a pătruns în intersecție și a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 25 de ani din Hinova. În urma impactului nu au rezultat victime omenești, doar avarii auto. Conducătoarea auto a fost sancționată pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 republicată și modificată și măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Astfel de accidente sunt mai des întâlnite din cauza neatenției.